Bine te-am regăsit. Ei bine, astăzi vom discuta despre cazurile substantivului. Vom începe cu cazul nominativ și ne vom imagina că suntem în excursie la mare. Andrei și Ana sunt în vacanță la mare. Completează dialogul dintre cei doi, notând în spațiile punctate substantive care răspund la întrebările din paranteze ia timpul necesar pentru rezolvarea acestui exercițiu, apoi verifică dacă ai rezolvat corect. Substantivele adăugate de tine se află în cazul nominativ, Nominativul este cazul substantivului aflat în legătură cu un verb căruia îi impune acord în număr. Avem aici câteva exemple. Andre scrie frumos, copiii sunt la mare și Ana citește multe cărți. Substantivul andre este în cazul nominativ. La fel și substantivul copiii sau Ana. Cazul este forma pe care o primește substantivul pentru a arăta diferite roluri sau funcții în propoziție. Așa cum bine știi, în limba română avem cinci cazuri. Cazul nominativ, cazul acuzativ, cazurile genitiv, dativ și vocativ. Să construim împreună câteva propoziții cu substantive în cazul nominativ. Cazul nominativ răspunde la întrebările cine, ce, care. Prima propoziție este: Copiii au ajuns la mare. Substantivul copiii, așa cum ai observat, răspunde la întrebarea cine. Substantivul copiii se află în caz nominativ. Pescărușul este pasărea pe care o întâlnești pe malul mării. Ce este pescărușul? Pescărușul este pasăria. Substantivul pasărea este în cazul nominativ și în răspund de la întrebarea ce. Prietena mea, Ana, m-a ajutat. Care prietenă? Ana. Substantivul Ana este și el în cazul nominativ. Alcătuiește acum câte un enunț despre cel puțin patru obiecte prezente în imaginea alăturată. Substantivele folosite de tine trebuie să se afle în cazul nominativ. Poți selecta cuvinte precum umbrelă, soare, nisip, castel, turn, pescăruș sau scoici. Pentru a-ți veni în ajutor, am construit câteva exemple. Fericitări! Ai ajuns la final! Descoperă și celelalte cazuri ale substantivului.